Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate și sunt bucuros că pe această cale ne întâlnim din nou. A trecut vara și ne uităm cu entuziasm spre proiectele care ne stau în față. În seara aceasta vom vorbi despre trimisul lui Dumnezeu. Misionarul. Misionarul este cel trimis de Dumnezeu pentru a-L reprezenta, aduce un mesaj de la Dumnezeu. În schimb, în seara aceasta să nu vă așteptați să vorbim despre un misionar din Africa, din Asia sau din alte locuri ale acestei lumi și nici despre un misionar care este un profesionist al bisericii, ci în această seară aș dori să vorbim despre un alt fel de misionar, un misionar pe un alt teritoriu. Și anume lumea afacerilor. Poate că vă șochează puțin că am făcut această conexiune între misionar și omul de afaceri, dar o să vedeți că realmente fiecare dintre noi în slujba pe care o avem de la Dumnezeu în societate suntem un misionar. Sunt bucuros în seara aceasta să pot discuta cu familia Baciu, la care, cărora le spun bună seara, bine ați venit la această emisiune. Bună seara, ne bucurăm să fim împreună în această seară. Bună seara, vă salut și eu, mulțumim pentru invitație. Matei și Rodica Baciu, oameni de afaceri, dar mai presus decât oameni de afaceri, oameni ai lui Dumnezeu, așa cum îi cunosc, nu de foarte mult timp, dar oameni ai lui Dumnezeu, oameni de afaceri. Domnul Matei Baciu este pastor, Rodica Baciu, realizatorul emisiunii pentru noi femeile la televiziunea Credo TV și aș vrea să începem dialogul nostru din această seară cu o primă întrebare și anume cum ați ajuns să faceți afaceri? Și ceea ce e extraordinar de frumos pentru mine este familia implicată în afaceri și familia implicată în slujire. Poate ne spuneți câteva lucruri despre începutul dumneavoastră pe acest teritoriu în care fiecare creștin care este chemat acolo ar trebui să facă misiune. Imediat după Revoluție, eu am ajuns în Târgu Mureș și deoarece lipsa locurilor de muncă era atât de frecventă în perioada respectivă, dar am avut și o aplicare spre acest domeniu și efectiv am vrut să fac ceva în această direcție, însă imediat după Revoluție, la distanță de un an de zile, în anul 1991, am cunoscut-o pe soția mea, Rodica, și am început să discutăm, așa cum discută doi prieteni, doi îndrăgostiți, sigur, discută multe lucruri, însă am vorbit și despre ceea ce vom face noi în cazul în care ne vom căsători. Așa că am ajuns, ne-am căsătorit și imediat după ce ne-am căsătorit, am început o afacere în domeniul transportului și deoarece amândoi am avut o aplicare, o predispoziție pentru afaceri, am început un mic business. Eu eram muncitorul și Rodica era cea care conducea din punct de vedere birocratic. Încet, încet ne-am dezvoltat și astăzi afacerea noastră, firma Materom, la nivel de grup, are aproape 1000 de angajați și o cifră de afaceri de aproximativ 200 de milioane de euro. Deci, efectiv, ne-am implicat pas cu pas și am crezut în ceea ce facem. Și, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit mai mult decât noi bănuiam acum aproximativ 30 de ani, sau chiar acum peste 30 de ani. Aș vrea să adaug și eu, din perspectiva mea, că încă de când eram foarte tânără, în timpul liceului, și n-am terminat un liceu care are legătură cu domeniul de business, eram la liceul sanitar, și viziunea mea și a părinților mei era să devin medic, o meserie foarte apreciată în anii 90, cum este și acum. Dar în sufletul meu îmi doream, când mă voi căsători, să am lângă mine pe cineva care are o dinamică, nu
vroiam să mă plictisesc și vroiam să fie provocări, să fie proiecte în care și eu să fiu un om de nădejde, un om care se implică. Așa că l-am cunoscut pe soțul meu, pe Matei Baciu, și am început să vorbim. Sigur, resursele erau extrem de puține, dar ideile erau multe. Și așa, din asistenta medicală, meserie pentru care m-am pregătit, am ajuns eu un fel de manager, făceam și contabilitate și un pic de juridic și administrare și eram și dispecer. Mi-a plăcut foarte mult. Și la un moment dat, în primii ani, am avut și copii, s-a născut primul nostru băiețel. La vremea aceea ne-am bucurat foarte mult că avem primul copil, apoi a venit o fetiță și mai târziu al treilea copil. Dar munceam printre aceste provocări. Am simțit că trebuie să ne pregătim mai mult și am vrut să merg la un curs de contabilitate. Și n-am găsit un curs de contabilitate și atunci soțul meu a zis: tu ar trebui să te duci să mergi la o facultate de profil. Păi mă gândeam, eu cu copii deja, unde să mă duc la o facultate? Și am dat examen și am reușit la Facultatea de Finanțe, Bănci, Contabilitate, Științe Economice și am finalizat-o cu bine. Mai târziu am făcut și un master. Toate acestea ne-au ajutat enorm. Și în timp ce eram și mămică cu copii mici, am avut o viziune. Îmi plăcea ceea ce facem, chiar dacă era greu, era fără resurse și oamenii de afaceri în vremurile acelea nu erau respectați. Chiar în biserică eram văzuți așa ca niște bișnițari, ca niște oameni care nu caută voia lui Dumnezeu, ei vor pentru pământul acesta, vor să se îmbogățească, deși nu lipseam de la biserică și încercam să fim și oameni evlavioși, dar așa era mentalitatea. Și am avut așa o viziune că ar fi de dorit, ar fi bine și cu o dorință puternică a venit gândul acesta să facem ceva bine organizat, să facem ceva la un nivel foarte înalt, astfel încât copiii noștri să-și dorească să continue această activitate. M-am gândit atunci ce bine ar fi fost dacă bunicii mei ar fi avut posibilitatea să coordoneze, să aranjeze un business în care noi să intrăm bazându-ne pe experiența lor sau chiar părinții, dar ei trăind în perioada comunistă n-au avut această posibilitate. Și atunci am luat visul acesta pentru noi. Și iată că visul a devenit realitate, nu pentru că am fost noi așa de buni, ci pentru că Dumnezeu a avut un plan. Și acum suntem un grup de companii, compania principală cu peste 600 de angajați, distribuie piese și accesorii auto în țară și în străinătate și alte câteva companii care au activitatea de reprezentanțe auto pentru diferite mărci, Volkswagen, Skoda, Nissan, Dacia, Renault și Opel. Deci în total vreo 1000, aproape 1000 de colegi și colege cu care atât de mult ne bucurăm să lucrăm împreună și să înregistrăm rezultate deosebite în vremuri nu ușoare. Mulțumesc mult! Da. Completare la ce am spus până acum și la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră. Spuneați la început că afacerea este o misiune și vreau să întăresc această afirmație cu adevărat. Afacerea poate să fie o misiune pentru Dumnezeu. Întotdeauna am considerat că prin afacerile noastre putem influența sau putem să fim influențări, atât în mediul social, în mediul economic și chiar și în mediul spiritual. Prin afacerile noastre pe care le facem, noi avem acces la foarte mulți oameni și dacă le facem corect și ne raportăm corect la oameni, la legislație și mai ales la valorile Scripturii, putem să facem din afacerile noastre cu adevărat o misiune pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere atât de necesară,
Personal nu sunt un om de afaceri, dar dacă ar fi să iau ce a spus dumneavoastră, am învățat 4 lucruri foarte importante. Iubește întâi de toate. Interesant este că iubirea unul față de celălalt, în cazul dumneavoastră, s-a materializat într-o slujire pentru ceilalți. Iubește, visează, crede și slujește. Nu fac o predică și eu sunt predicator, dar e extraordinar să rezum aceste lucruri, pentru că cei mai mulți cred că a început unei afaceri presupune numai bani. Și interesant cum ați plecat la valori, la mai mult decât la resursa materială. Da, ați amintit despre resursa materială, despre capitalul inițial, dar valorile, de fapt, sunt temelia unei afaceri. Din punct de vedere biblic, este potrivit pentru un creștin să fie implicat în afaceri? Deja ați amintit puțin că în biserică, cel puțin pentru o perioadă, dacă nu în unele biserici și astăzi, oamenii de afaceri nu sunt atât de bine văzuți. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Este adevărat că imediat, în anii 90, după Revoluție, nu am fost prea bine văzuți. Acum nu acuzăm pe nimeni, Doamne ferește. Înțelegem, pentru că așa am fost educați. Asta a fost perspectiva din care am văzut lucrurile. Însă vreau să vă spun că un creștin poate să contribuie semnificativ, un om de afaceri creștin poate să contribuie semnificativ la extinderea împărăției lui Dumnezeu. În primul rând, orice afacere legală, corectă și cinstită contribuie la dezvoltarea economiei unei țări. Și precum bine știm, foarte mult românii s-au plâns încă de imediat după Revoluție că economia României nu merge bine. Bine, n-a mers nici pe vremea comunistă, știm bine, ci efectiv am falimentat ca țară. Însă nici după Revoluție lucrurile din punct de vedere economic, social, au mers foarte prost. Însă România a avut nevoie de investitori, dar mai ales a avut nevoie de oameni cu apetit, oameni care s-au pus și au pus totul la dispoziția, să spunem, a societății pentru a face ceva din această țară. Însă eu vreau să scot în evidență faptul că afacerile au nevoie de oameni integri, de oameni corecți, de oameni care pot duce lucrurile la un alt nivel din punct de vedere etic. Însă știm că foarte multe afaceri se fac așa cum se fac și nu vreau să comentez, însă noi am vrea să facem diferența în societatea în care noi trăim. În al doilea rând, în cadrul unei afaceri poți forma și dezvolta oameni. De ce? Că mă întorc la întrebarea de ce un creștin trebuie să se implice în afaceri. Un adevărat om de afaceri creștin poate dezvolta oameni și poate contribui foarte mult atât la dezvoltarea profesională a oamenilor, chiar și la dezvoltarea spirituală. De aceea, când vorbim de afaceri pe o platformă de valori creștine, nu trebuie să ne referim doar din punct de vedere economic sau profesional, ci noi trebuie să luăm în considerare și latura spirituală, pentru că omul nu este doar materie, ci este și duh, spirit. Și omul are nevoie de o educație în această privință și în ce ne privește, am încercat și continuăm să o facem cu toată inima, încât oamenii, angajații noștri, colaboratorii noștri, să vadă noi și nu numai să vadă, chiar prin noi, oamenii din jurul nostru să beneficieze de un aport serios în ce privește educația pe linie profesională și spirituală. Da, dacă tot suntem la o emisiune despre misiune și misionari, aș vrea să vă spun că la un moment dat, după ce am avut și al treilea copil, prin anii 2000, m-am gândit așa: Doamne, noi ne zbatem cu afacerile acestea care când merg, când nu merg, ce bine ar fi
Și am ascultat o predică la un moment dat despre tânărul bogat. Și am zis, dacă tu m-ai întreba astăzi, vrei să lași totul și să te duci misionar, nu știu, în Turcia, într-o zonă defavorizată, eu ți-aș spune da și mă gândesc că aceasta e cea mai mare onoare, să mergi, să vorbești oamenilor din cuvântul lui Dumnezeu. Și după această discuție a mea cu Domnul, după această rugăciune, au venit tot mai multe oportunități de afaceri. Afacerea noastră a început să crească și Dumnezeu cumva mi-a răspuns. Pentru că inima ta este legată mai mult de mine decât de aceste lucruri, eu voi vrea să administrez mai mult pentru ca numele meu să fie făcut de cunoscut. Și așa s-a întâmplat. Noi dintotdeauna am încercat să avem ordinea priorităților corectă, adică Dumnezeu mai întâi, apoi familia, apoi serviciul nostru și toate celelalte lucruri. Au fost foarte multe decizii pe care oamenii nu le-au considerat logice, dar respectând această ordine a priorităților am reușit să ținem în echilibru toate domeniile și credem noi să fim cât de cât buni administratori. În ce privește compania, noi am definit o misiune a noastră pe care am și formulat-o în toate catalogele noastre și am prezentat-o clienților și furnizorilor și am spus așa, misiunea noastră este să contribuim la dezvoltarea economică, socială și spirituală a României prin etică, profesionalism și rezultate. Ne dorim să influențăm pozitiv mediul de afaceri din țara noastră. Aceasta ne-am dorit noi ca și misiune, ca și câmpul nostru de misiune fiind lumea afacerilor, clienții noștri, furnizorii noștri, unde întotdeauna am vorbit cu drag despre Dumnezeu. Și ani mai târziu am găsit în cartea pastorului Iosif Zon, cartea O țară ideală, un citat foarte frumos. De fapt, întreaga carte încurajează ca principiile biblice să fie trăite la maxim și să avem o închinare ca mod de viață. Iată ce spune fratele dr. Iosif Zon. Ceea ce ni se cere nouă este să înțelegem cultura împărăției lui Dumnezeu, să ne însușim ca persoane, să o ducem luni dimineața în compania noastră, în școala noastră, în parlament sau oriunde este locul nostru de muncă. Și aceste lucruri le-am crezut și noi și considerăm că mentalitatea și în biserică s-a schimbat foarte mult și oamenii își însușesc tot mai mult rolurile și chemările și misiunile încredințate de Dumnezeu. Aș vrea să completez ceva, dacă îmi permiteți, la întrebarea dacă un creștin este potrivit pentru un creștin să fie implicat în afaceri. Haideți puțin să privim în Vechiul Testament și găsim acolo oameni care au fost foarte bogați, începând cu Avram, apoi fiul său Isaac și apoi nepotul lui Avram, Iacov. Oameni deosebiți, oameni care au trăit cu Dumnezeu chiar dacă bogățiile lor erau enorm de mari. Și apoi putem să-l aducem în discuție pe Iov, care turmele lui acopereau țara. Omul acesta avea foarte mulți angajați și știm bine atunci când Dumnezeu discuta cu diavolul și a existat o conversație pe tema asta cu privire la Iov, Dumnezeu spune, nimeni nu este ca el pe pământ. Adică Iov, chiar dacă a avut niște afaceri sau foarte mari, totuși Iov s-a încrezut în Dumnezeu, Iov a fost un exemplu pe pământ între oameni și Dumnezeu s-a lăudat cu acest om. De aceea vreau să închei afirmația mea cu privire la faptul că da, un creștin care este chemat și subliniez care este chemat să se implice în afaceri poate să o facă și chiar cred că poate face foarte bine, pentru că un creștin implicat în afaceri poate să facă diferența între un om de afaceri cu adevărat creștin și un alt om de afaceri care are interese obscure și trăiește în mod egoist. Noi suntem chemați să facem diferența în societate
și contribuția noastră pe care o aducem să fie pentru binele societății și mai ales pentru binele Împărăției lui Dumnezeu. Mulțumesc mult, chiar dacă nu am știut exact misiunea societății pe care o aveți, Mater Rom, am intuit că e vorba și de misiune aici și vă mulțumesc foarte mult, deși suntem sub o mare presiune de timp. Aș vrea să vă întreb foarte scurt să-mi răspundeți. Cum facem față tensiunii între misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în afacere și rolurile în familie și în biserică, în cazul fratelui Matei? Cum facem? Cum faceți față acestei tensiuni? Da, este o provocare și cred că întrebarea e foarte binevenită. Foarte mulți oameni îmi pun această întrebare, cum o pot împărți între afaceri, familie și pastorație. Dragii mei, există managementul timpului și dacă noi gestionăm foarte bine timpul, există timp în cele 24 de ore sau în cele 7 zile pe săptămână pentru fiecare domeniu. Am încercat printr-o gestionare foarte corectă a timpului să îmi pun timp atât pentru afacere cât și pentru familie și pentru biserică. Și vreau să declar că sunt un om care îmi desfășor activitatea fără să fiu epuizat, pentru că omul are nevoie de implicare, dar are nevoie și de odihnă. Așa că răspunsul nu este altul decât încerc printr-o administrare corectă a timpului să nu există risipă de timp și să folosim timpul într-un mod foarte corect pentru fiecare domeniu la care Dumnezeu ne-a chemat. Eu aș zice despre tine că ești un om foarte disciplinat. Mulțumesc. Și asta te ajută foarte mult. Aici cred că excelezi la disciplină, planificare, în fiecare zi timpul devoțional făcut dis de dimineață, apoi pregătirile pentru plecatul la birou, activități planificate, ședințe, întâlniri de care te ții cu strictețe, apoi după masa întâlniri la biserică, consilieri și alte activități care am văzut că soțul meu le face din pasiune, parcă se relaxează făcând activitatea spirituală. Și bineînțeles zile puse deoparte pentru documentare, pentru rugăciune. Cred că cam aici este secretul. Pasiune și disciplină. Pasiune și disciplină, mulțumesc foarte mult. Da, oamenii ocupați sunt oamenii disciplinați și sunt și oamenii căutați. Foarte interesant, când vrei să găsești un om cu care să faci treabă, îl cauți pe cel ocupat, nu foarte mult pe cel care este liber. Și mi-aduc aminte că am fost director la o școală în Constanța de 600 de elevi și trebuia să mă împart între biserică ca și pastor și școală și nu era foarte simplu, de aceea înțeleg. Mulțumesc foarte mult! Cum spuneam, este important pășirea în spațiul acesta misionar al afacerilor. La ce provocări sunt expuși oamenii de afaceri? Foarte multe provocări. Sper să reușim împreună să prezentăm câteva dintre ele. În primul rând, corupția este o provocare și în România nu este ușor să faci afaceri, pentru că avem specialiștii descriu mediul de afaceri marcat de instabilitate politică, lipsa resurselor financiare, legislație interpretabilă și o mentalitate orientată spre corupție, migrația forței de muncă. Și din aceste doar câteva cauze, 40% din companiile prezente în România, s-a făcut un studiu de către domnul Iancu Guda, care apare dânsul la televizor la emisiunea Banii în Mișcare, în perioada 2007-2016, 40% din companiile românești au înregistrat pierdere. De asemenea, jumătate din companiile înființate
active în prezent sunt înființate după 2010. Deci este o luptă acerbă și oamenii creștini care sunt în afaceri au de luptat cu aceste inconveniente, cu un mediu neprielnic pentru dezvoltarea sănătoasă a afacerilor. O altă provocare pe care o au oamenii de afaceri este timpul, exact ceea ce vorbeam puțin mai înainte. Din păcate, unii oameni de afaceri își investesc tot timpul în afacerea lor. Uită de familie, uită de ei, uită de biserică, uită de Dumnezeu, uită de faptul că au nevoie în continuare de educație și își investesc tot timpul acolo. Din acest motiv, mulți oameni de afaceri ajung să divorțeze, ajung să fie bolnavi, se îmbolnăvesc, alți oameni se plafonează pentru că nu mai au timp să studieze și, din păcate, poate și mai mulți, sunt oameni care sunt tot mai departe de Dumnezeu pentru că nu alocă timp pentru citirea Cuvântului Dumnezeu, pentru rugăciune, pentru prezența la biserică și ce să mai vorbim de implicarea în slujire în cadrul bisericii. Eu cred că asta este o provocare foarte, foarte mare pentru un om de afaceri. O altă provocare este legată de atitudinea pe care o au oamenii de afaceri față de ceilalți oameni. În momentul în care un om are anumite posesiuni, se consideră brav, se consideră deștept, se consideră cine este el și tratează pe ceilalți oameni în mod necorespunzător. Însă această ispită probabil vine la oricine și nu suntem scutiți niciunul de această ispită, însă dacă luăm pe Iisus ca model, El care a fost Fiul lui Dumnezeu și a venit pe pământ și s-a smerit atât de mult încât niciun om nu s-a putut smeri așa precum s-a smerit El, Hristos, atunci și noi, având o astfel de atitudine, putem să venim în fața oamenilor într-un mod în care efectiv să ne perceapă oamenii că poziția pe care o avem este în favoarea societății și nici de cum în detrimentul ei. O altă provocare, foarte pe scurt, este tot legată de atitudine, de modul în care strateze angajații. Ei pot să fie priviți ca o unealtă cu care lucrezi, adică să fie folosiți pentru realizarea obiectivelor tale, sau pot să fie priviți ca o resursă de la Dumnezeu. Omul este creat de Dumnezeu și este creatura lui Dumnezeu și dacă îl privești pe om ca și creatura lui Dumnezeu, indiferent de cum este el, din momentul în care îl privești că este creatura lui Dumnezeu, începi să-l vezi ca o resursă pentru ceea ce faci și atunci poți să ai inima deschisă, poți să aloci timp, resurse, pentru ca acel om să devină ceea ce Dumnezeu vrea să devină. Deci, noi, în calitate de angajatori, putem să contribuim mult și foarte mult la schimbarea comportamentului, la dezvoltarea oamenilor. Și, din păcate, nu atât de mulți oameni gândesc în modul acesta, nu că am avea o tentă să acuzăm, dar am observat că și pentru noi există o provocare în acest sens de a te preocupa de oameni, să devină oamenii ceea ce trebuie să fie pe un anumit loc de muncă sau într-un anumit loc de muncă. Aș mai adăuga și atitudinea corectă pe care trebuie să o avem și e și asta o provocare, să nu uităm că suntem doar administratori. Să nu uităm că atât resursele
pe care le avem sau le-am împrumutat de la bancă, atât oamenii cât și toate celelalte oportunități sunt darul lui Dumnezeu. Și într-o lume în care fiecare își asumă rezultatele și se scoate pe sine în evidență, probabil că suntem influențați să uităm că Dumnezeu este mai presus de toate, că noi vom da socoteală pentru fiecare angajat, pentru fiecare client și pentru fiecare ban pe care ni l-a pus în mâna noastră să-l administrăm. Mulțumesc foarte mult! Niște principii extraordinar de importante și practice pentru noi toți care urmărim această emisiune. Vă aduc aminte, stimați telespectatori, că suntem la emisiunea Teologia în Actualitate. Tema emisiunii este omul de afaceri, un misionar în societate. Vorbim cu familia Baciu, Matei și Rodica. Le mulțumesc în seara aceasta pentru prezența la emisiune. Cred că am putea să facem 2, 3, 5 emisiuni, mai ales experiența pe care o aveți în domeniul afacerilor. De ce credeți că este importantă pregătirea spirituală și specializată pentru a fi capabil un creștin să pășească în acest domeniu, pentru că, așa cum am văzut, există, ca și în orice alt domeniu, riscuri, provocări. Și pentru asta noi trebuie să fim echipați, nu doar profesional, dar și spiritual. Da, în primul rând, vreau să mă refer la pregătirea profesională. Pregătirea profesională este indispensabilă. Și fără o pregătire profesională, afacerea are de suferit și de cele mai multe ori suferă, în special oamenii care sunt conduși, angajații unei companii, datorită faptului că cei ce conduc afacerea nu au o pregătire profesională la nivelul la care se cer. Dumnezeu ne vrea cap și nu coadă. Un om de afaceri trebuie să învețe în permanență, trebuie să fie la zi cu toate schimbările care au loc, trebuie să fie cu toate noutățile tehnologice la zi și mai ales pe linie managerială, pentru că și acest domeniu este într-o permanență schimbare. Și acum vreau să mă întorc la de ce este importantă pregătirea spirituală. Este adevărat, pregătirea profesională este o chestiune de bază, dar și mai importantă este pregătirea spirituală. Un om de afaceri creștin trebuie să aibă o bună pregătire spirituală pentru a ști, pentru a avea capacitatea de a ști cum să lucreze cu oameni. Orice om de afaceri are cel puțin, sau aproape orice afacere are cel puțin un angajat și în momentul în care lucrezi cu oamenii, trebuie să fii un păstor al oamenilor. Și nu un dictator, nu un om care urmărește doar interesele egoiste, și prin studierea cuvântului, prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin umplerea omului cu Duhul lui Dumnezeu, capacitățile noastre se dezvoltă și un om de afaceri poate să vină în întâmpinarea oamenilor pe care îi conduce și nu numai, și a colaboratorilor, pentru ca societatea să cunoască o dezvoltare și o schimbare și, bineînțeles, Biserica lui Hristos pe pământ. Da, și cred că din Biblie învățăm foarte multe principii și pentru afacere avem nevoie de foarte multă credință. Credință că planurile pe care le facem vom reuși, că vom trece cu bine peste momentele grele. Și pentru a ne crește credința, trebuie să cunoaștem și să citim mereu în cuvântul lui Dumnezeu. Și aici mă refer la importanța pregătirii spirituale. De asemenea, pentru deciziile bune, pentru decizii înțelepte, sunt atât de multe spețe în Biblie care pot să ne inspire. Și referitor la pregătirea profesională, tehnologia, metodele de management evoluează tot timpul și noi trebuie să fim cap și nu coadă, trebuie să cunoaștem aceste
noi principii, aceste actualizări care se produc an de an și să putem să ne adaptăm la mediul economic și social care este într-o continuă schimbare. Altfel, am fi ca un conducător auto care de fapt nu mai cunoaște toate semnele de circulație, nu cunoaște legislația și conduce, dar va risca să facă multe accidente. Și această responsabilitate de a ne pregăti profesional și spiritual o avem în primul rând vis-a-vis de Dumnezeu pe care îl reprezentăm și apoi față de oamenii pe care îi conducem și care ne-au acordat încredere angajându-se la companiile noastre. Deja ați amintit pe parcursul emisiunii despre principii din Biblie fundamentale pe care le-ați integrat în viața personală, dar și în afacere. Ce metode de management și principii ați învățat din Biblie? Pentru că unii cred că afacerile le învățăm doar, și sunt de acord cu dumneavoastră, doar din mediul laic, dar înainte de a exista principiile acestea descoperite în societate, prin experiență și prin alte metode, a existat o revelație. Aceasta e revelația lui Dumnezeu și în Scriptură noi deja avem enunțate aceste principii. Există un principiu fundamental care este transmis de însăși Domnul Iisus Hristos, că cine vrea să fie cel mai mare între voi, să fie robul sau sclavul tuturor. Acest principiu, dacă este bine înțeles, din partea unui patron, din partea unui om de afaceri, din partea celui care conduce o echipă, dacă înțelege acest principiu că cel mai mare este de fapt în slujba celorlalți, asta poate să aducă ceva enorm de mult pentru dezvoltarea business-ului, pentru dezvoltarea afacerii. Din păcate, unii nu înțeleg acest principiu și ăsta e și motivul pentru care nu există stabilitate de personal. Foarte mulți oameni vin în companie și pleacă pentru că nu găsesc un mediu în care ei să se simtă bine, în care ei să se dezvolte. Însă, dacă acest principiu este aplicat, oamenii stau, oamenii se simt bine, oamenii se dezvoltă, pentru că tu, în calitate de om de afaceri, urmărești dezvoltarea lor și urmărești prosperitatea lor din orice punct de vedere, nu numai financiară, materială, dar și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere sufletesc. Un alt principiu ar fi principiul planificării. Vedem încă de la începutul Scripturii și pe tot parcursul ei că Dumnezeu își planifică. Dumnezeu are un plan de mântuire, un plan al creației și pe lângă faptul că își planifică pe termen lung și foarte lung, pentru veșnicie își planifică El, pregătește resurse, anunță oameni și face toate lucrurile într-un mod organizat. Aceste lucruri sunt regăsite și de către specialiști, cum este Fayol, părintele managementului. El spune că managementul se compune din câteva etape: planificare, organizare, coordonare, antrenare și control sau evaluare. Și vedem în Sfânta Scriptură că Dumnezeu face foarte, foarte frumos toate aceste etape. Și avem ce să învățăm despre fiecare etapă, despre planificare, organizare, implementare și control. Apoi, un alt principiu este principiul comunicării. Businessurile nu se pot întâmpla dacă nu există comunicare. Comunicare între echipele de lucru, de la companie, între noi și clienții noștri, între noi și furnizorii noștri, când trebuie să cădem de acord asupra unor planuri și strategii. Și în Biblie există foarte, foarte multă informație despre comunicare. Deși sunt companii în care comunicarea este cumva ștearsă și ședințele sunt considerate o pierdere de vreme, oamenii nu mai să lucreze și nu trebuie prea mult stat de vorbă cu ei, există niște rezultate diferite care apar la companiile care comunică bine, care știu să umple mințile și sufletele oamenilor cu o informație care să-i motiveze, care să-i facă să se simtă importanți. Și asta este
tot din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Acum se fac multe studii și cercetări, fiecare companie care se respectă și care respectă clienții face cercetări privind gradul de satisfacție a clienților. Bineînțeles că oricâte chestionare am face, dacă nu acționăm în virtutea respectului și dacă nu ne pasă de clientul nostru, acesta va simți într-un final că este doar folosit și vrem doar banii acestora, nu vrem și binele lor. Dar Biblia ne învață să căutăm binele aproapelui nostru în aceeași măsură în care căutăm binele nostru. Și tot mai mult se vorbește de afaceri win-win. Dacă am o tranzacție cu cineva, să urmărim încât să câștigăm amândoi. Și atunci colaborarea va continua pe termen lung. Iată câteva dintre principii. Cu siguranță Scriptura este atât de bogată și ați enunțat doar câteva principii din pricina timpului pe care l-avem limitat. Mai avem doar 10 minute din această emisiune. Vreau să vă întreb acum legat de faptul că în luna noiembrie va fi lansat Forumul Român de Conducere, o platformă de interacțiune între creștini evanghelici în cadrul căreia sunt promovate diferite rețele. Și una dintre rețele este rețeaua oamenilor de afaceri, rețeaua de afaceri. Dacă vreți să ne spuneți puțin despre această rețea și modul în care sunteți implicați în și de fapt ați constituit, ați pus bazele acestei rețele, de ce e necesară această rețea? O să încep eu foarte pe scurt și apoi o să las pe Rodica. În cadrul acestei rețele a Forumului de Afaceri, foarte mulți oameni pot să fie încurajați să-și dezvolte afacerile proprii. Tocmai asta este scopul, să adunăm pe oameni, să le vorbim, să încurajăm, să ne rugăm împreună, să transmitem informațiile necesare pentru ca oamenii să știe și să poată să-și conducă propriile afaceri. Prin această rețea putem transmite foarte bine valorile creștine oamenilor de afaceri. Sunt mulți care fac afaceri și intenția noastră este să adunăm cât mai mulți oameni în cadrul forumului și cu acele ocazii în care ne întâlnim și nu numai să transmitem valorile scripturale care ele să fie aplicate în afacerile pe care le conduce. În cadrul acestei rețele a oamenilor de afaceri, oamenii se vor cunoaște. Și odată după ce ne vom cunoaște, sunt și oportunități ca noi să colaborăm între noi. Întotdeauna când se întâlnesc cu oamenii de afaceri, ei vorbesc despre business-urile lor, dar urmăresc și oportunități. Eu cred că vor fi foarte multe oportunități care se vor naște în urma întâlnirilor noastre. Și ultimul lucru, prin această rețea, ne vom evidenția mult mai bine la nivel național, la nivel internațional și vom forma și vom căuta să dezvoltăm o strategie pentru a putea să devenim tot mai puternici în ceea ce se numește economia din România. Da, mă bucur foarte mult că prima ediție a Forumului Român de Conducere va avea loc în România anul acesta și chiar aici în centrul țării, la Cluj-Napoca, unde se vor reuni lideri din mediul de afaceri, din domeniul, din rândul artiștilor, din rândul liderilor din biserică, pastori, lideri de tineret, cei care conduc programe de ucenicie și din rândul profesorilor universitari. Este o oportunitate. Am participat la un astfel de forum în 2019 la Manila, în Filipine, unde au participat oameni din diferite țări și a fost așa de mare încurajare să auzim experiențe, să vedem cum
diferite domenii, în diferite domenii, domeniu bancar, financiar, domeniu social, bineînțeles în biserici, se desfășoară proiecte care au un impact deosebit pentru schimbarea în bine a societății noastre. De asemenea, astfel de forumuri se întâmplă în Statele Unite, la Wisla, în Polonia, la nivel european, dar iată că avem aici la noi acasă o oportunitate pe care sper ca fiecare să o folosească cu înțelepciune și să ne înscriem din timp la forumul care va avea loc în 3-5 noiembrie la Cluj-Napoca. Mă bucur să fiu coordonatoarea rețelei de afaceri și cred că această rețea în următorii ani să devină foarte puternică. Care este scopul rețelei? Să ne încurajăm unii pe alții pentru promovarea principiilor biblice în businessurile noastre. De ce? Pentru ca profitul împărăției, slava lui Dumnezeu, să crească prin tot ceea ce noi facem. Și cu siguranță sunt bune practici și într-o companie condusă de creștini și în alta și este bine să le punem împreună. De asemenea, aceste principii și bune practici ne vor ajuta să avem rezultate mai bune, să avem o dezvoltare durabilă. Și nu este altă motivație decât dorința de a avea o viață de închinare 7 zile din 7. Noi nu suntem închinători doar la biserică, ci suntem închinători în toată munca noastră, de dimineața până seara, cu tot ce facem, noi reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, rețeaua își propune să investească în lideri tineri care au nevoie de echipare și după întâlnirea de la forum, unde sperăm să ne cunoaștem cu cât mai mulți oameni de afaceri, manageri, antreprenori, să putem să continuăm întâlnirile într-un fel de întâlniri lunare, de mentorare, de schimb de experiență pe diferite subiecte. Cam acesta este scopul forumului și al rețelei de afaceri. Știu că ați lansat și o revistă și este chiar acolo revista aceasta. Da, o avem aici de mână. Gând la gând, da. Și legat de va fi acest forum, va fi 3 zile întâlniri, aveți în plan ceva și după forum să se întâmple în mod organizat sau doriți să păstrați doar o întâlnire anuală? Nici de cum. Am dorit ca, în primul rând, revista să continue. Această viziune cu revista am primit-o la Manila în 2019 și am zis că merg acasă măcar cu task-ul acesta de a avea o revistă în care oamenii de afaceri creștini, manageri, să își spună poveștile lor de succes și să descrie cum au aplicat principii biblice în afacerile lor și să poată astfel să împărtășească aceste experiențe care pot încuraja și energiza pe alții. Acesta este un instrument al rețelei pentru dezvoltarea liderilor, în special de business. Apoi ne dorim ca lunar, dacă vom reuși, să avem o întâlnire. Unele întâlniri vor fi online, altele vor fi în persoană, întâlniri la care să avem diferiți invitați care să ne învețe, care să ne echipeze pe anumite teme. Deci, cu siguranță, valoarea cea mai mare o are continuitatea și ne dorim ca să fie mese rotunde, să fie tot felul de metode de a încuraja ca aceste principii să fie cât mai mult promovate și împărtășite și credem că asta va contribui la binele general și va avea un efect asupra economiei românești. Mulțumesc foarte mult! A fost o emisiune extrem de interesantă. Ca unul care sunt cumva interdisciplinar, predau conducere bisericească, mi-a făcut o mare plăcere să descoper cum principiile de conducere din Scriptură sunt și se regăsesc în lumea afacerilor. Aș vrea să încheiem, mai avem doar câteva minute.
dar aș vrea să vă întreb care ar fi rugăciunea unui om de afaceri în contextul în care noi ne aflăm, în contextul în care noi ne aflăm pentru noi românii. Ce v-aș dori în contextul acesta? Domnul Iisus Hristos ne-a învățat o rugăciune care spune, precum în cer, așa și pe pământ. Eu cred că cerul trebuie să invadeze pământul. Și oamenii, nu doar oamenii de afaceri, nu doar oamenii care au o anumită funcție, ca manager sau orice altă funcție în societate sau în cadrul unei instituții, trebuie să preia valorile lui Dumnezeu și rugăciunea noastră este ca cât mai mulți oameni importanți, influenți din societatea românească să preia valorile din Scriptură, valorile lui Dumnezeu și apoi să le aplice în viața lor și să le transmită altor oameni. Aș rezuma din nou spunând, precum în cer, Doamne, așa să fie și pe pământ. Mulțumim foarte mult. Cred că mai vrea să spuneți ceva. Doar atât, că voia lui Dumnezeu cel mai important lucru și acolo unde suntem prezenți noi, acolo să se simtă prezența lui Dumnezeu. Și oamenii identifică că e ceva deosebit și pun întrebări. Aceasta cred că ar fi și rugăciunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în această seară la emisiune și vă dorim multă binecuvântare în toate slujirile pe care Dumnezeu vi le-a dat, atât în spațiu eclesial, cât și în lumea afacerilor, în familie. Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar pe dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit în seara aceasta, vă mulțumim pentru că ați fost cu noi și cred că ați descoperit o lecție foarte interesantă. Misionarul, slujirea, nu se întâmplă doar duminica, într-un spațiu special destinat pentru întâlnirile comunității creștine, ci fiecare dintre noi, așa cum ați auzit, suntem chemați să fim cu Dumnezeu acolo unde suntem și să slujim lui Dumnezeu cu toate capacitățile pe care El ne le-a dat. Vă doresc să vă facă Dumnezeu parte dumneavoastră și nouă de acest lucru și până săptămâna viitoare vă spun la revedere și Dumnezeu să ne binecuvinteze.